Un fapt mai puțin obișnuit s-a petrecut la Ion Creangă, unde cântărețul bisericesc Nicolae Cristanov a decis să intre în lupta electorală pentru fotoliul de primar. Acesta este membru al Partidului Mișcarea Populară și și-a trecut pe lista de consilieri și toți colegii care au acceptat să cânte alături de el în corul politicienilor. Șefii ierarhici superiori de la Arhiepiscopia Romanului au aflat de la redactorul Roman 24 despre intenția cântărețului bisericesc de a candida în alegerile locale de la Ion Creangă. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a reiterat faptul că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a cerut preoților să se abțină să facă politică, iar dacă există situații speciale, aceștia ar putea candida doar cu binecuvântarea înalt preasfințitului Ioachim Băcăuanu. Conform hotărârii Sfântului Sinod din 5-7 martie 2008, nu au voie să facă politică partinică arhiereii, preoții, monahii și monahiile. Hotărârea a fost reluată și reamintită la începutul anului acesta, 2016, dat fiind faptul că e un an electoral, cu precizarea că există prin economie, pogorâmă sau dispensă, posibilitatea ca preoții să candideze, evident după ce în prealabil obțin binecuvântarea chiriarhului locului, ca independent în consiliile locale și consiliile județene. Angajați neclericale au dreptul legal de a candida fie la funcția de primar, viceprimar, fie la cea de consilier local sau județean, cu obligația de a înștiința Arhiepiscopia Romanului și a se suspenda din funcția de la parohie, dacă acced într-o demnitate publică de primar sau viceprimar. În ceea ce privește angajații neclericali de la parohii, și când spun angajați clericali, mă refer la cântăreți, la paznici, la îngrijitori clădiri, supraveghetori muzeu și celelalte categorii profesionale care se încadrează aici, au posibilitatea de, au dreptul ca oricare dintre ceilalți cetățeni să candideze. În momentul în care obțin un post de primar sau viceprimar, în mod firesc că contractul de muncă de la parohie se suspendă. Angajații neclericali au obligația de a obține binecuvântarea preotului paroh, care, la rândul lui, trebuie să înștiințeze arhiepiscopia. Dacă sunt consilieri locali sau județeni, așa cum și ceilalți consilieri locali sau județeni, sau și județeni, sau județeni, pot avea și un alt loc de muncă, se aplică în cazul celor neclericali. Evident că, în prealabil, pentru a putea candida, au nevoie să obțină binecuvântarea celor care le este ierarhic superior și care le este reprezentant al angajatorului, adică a preotului paroh. Preotul paroh sunt obligația să înștiințeze centrul eparhial. În ceea ce privește candidatura cântărețului de la parohia Ion Creangă din protopopiatul roman, are acceptul de principiu al preoților care slujesc acolo. Hotărârea Sfântului Sinod de a cere preoților să se abțină să facă politică partinică a fost dată în martie 2008 și a fost reînnoită în anul electoral 2016 din dorința de neimplicare a sutanelor în intrigile politice. Rămâne de văzut câte voturi ar putea aduce partidul lui Traian Băsescu, dascălului de la Ion Creangă, sau dacă nu cumva el este folosit doar pentru a rupe voturi de la cel mai puternic candidat, actualul primar Petru Prichici. Cât despre preoți, niciunul nu și-a manifestat dorința de a candida în acest mandat pe vreo listă de partid, în ciuda faptului că preotul Mihai Buda are experiența anterioară de consilier local.